Am încheiat în primăvară, ați anunțat că am încheiat cu succes fostul program, după care am primit acel credit de urgență. În august tot s-a discutat, v-ați întâlnit, gata, gata, semnăm nou program, erau înaintate, discutate, agreate condițiile pe care trebuia să le îndeplinească Republica Moldova și în septembrie vom avea un nou program semnat. În septembrie a dispărut discuțiile astea de pe agenda guvernamentală și n-am înțeles până la urmă unde e programul cu femei. Mulțumesc. Discuțiile nu au dispărut pe agenda guvernamentală. Se explică prin faptul, iarăși, că noi nu am fost prezenți în spațiu public, iarăși, datorită campaniei electorale. Haideți să aducem explicații cu privința femeii. În primul rând, într-adevăr, noi suntem printre puținele țări care în ultimii 10 ani au finalizat cu succes un program cu femeie. Deci noi am finalizat în martie, asta este un bun avantaj. Absolut, numai din cauza aceasta, noi timp de 2 săptămâni am reușit să negociem cu Fondul Monetar Internațional acel credit de urgență de 234 milioane de dolari fără nicio condiție, fără să tai salarii sau să știți cum care de ce condiții de regulă vine femeiul sau să majoreze via la furecă cu de 2 ori dacă deci nu a avut. Deci, efectul finalizării unui program cu succes este imediat după aceasta am trimis o scrisoare la Fondul Monetar Internațional în care am solicitat o misiune de diagnoză, așa se numește, pentru a pregăti un nou program. A fost misiunea, ne-am înțeles că noul program trebuie să axeze pe guvernare, deci măsuri de guvernare și aici ați văzut și corupție și ce dorește acolo. Este mai, nu doar măsuri, zicem, bugetare, fiscale sau bancare. Acum programul nou va cuprinde un domeniu cu mult mai vast. În iulie a fost misiunea cu care am discutat măsurile preventive sau prior actions, cum se deci numesc, care trebuie să le îndeplinească condiții. Țara, condițiile, pentru ca în septembrie, la ședința din 16 septembrie a Board-ului Directori, să fie aprobat programul. 6 condiții au fost acolo, nu o să le numesc tare, cele mai principale 6 condiții. Le-am îndeplinit pe toate, cu excepția a 2 condiții, care țin de, prima, amendamente la legislație pentru a consolida independența Băncii Naționale. Acesta a fost un proiect pe care l-am discutat intens, mai multe iterații au fost, acum iarăși l-am remis la FMI pentru coordonare. Și a doua, numirea celor 3 viceguvernatori a Băncii Naționale. Așa. Și asta este, doar 2 condiții au rămas. Care ambele țin de Banca Națională. Țin de Banca Națională și țin de competența Parlamentului. La sfârșitul lunii august, când urma să finalizăm toate aceste precondiții, am discutat cu Fondul Monetar Internațional. La 16 septembrie nu mai era posibil de aprobat acest program, pentru că nu erau îndeplinite și aceste 2 condiționalități, dar principalul element este că Fondul Monetar Internațional nu încheie programe cu țările care se află în campanie electorală sau pe ultimele 2 luni. Verificați, vă rog, informația respectivă și iarăși, dacă găsiți măcar o țară care a semnat program având alegeri în următoarele 2 luni, iarăși, prieteni, nu mă credeți. Deci asta a fost momentul principal. De atunci, noi continuăm să discutăm Fondul Monetar Internațional. Lunea trecută, nu al altării, dar cealaltă lună, am spus că m-am întâlnit cu directorul executiv și am agreat asupra principalelor, iarăși, parametri a noului program. Ne-am înțeles că până la 20 noiembrie, când sper că revine, se însănătoșește Parlamentul și toți, o să îndeplinim și aceste 2 condiționalități, deci aprobarea modificărilor la legislație și numirea celor 3 viceguvernatori, astfel încât Republica Moldova la 20 noiembrie să poată înainta această scrisoare care o semnează 4 persoane, inclusiv prim-ministru, că am deplinit tot. Deci, acum se află misiunea Republica Moldova, despre care v-am pomenit, cu care am agreat bugetul pentru anul viitor. Deci, noi program cu fondul vom avea, bineînțeles, dacă finalizăm alegerile pe 15, cel târziu pe 15 noiembrie. Dacă nu le finalizăm, nu cred că va fi posibil. Dar ce înseamnă dacă nu le finalizăm pe 15? Ce posibilitate există? Nu, poate fi posibilitatea, de exemplu, prezența joasă în primul tur, pentru că este plafonul, pragul de 33, o treime trebuie să fie prezent și în cazul că nu suntem la vot pe 1 noiembrie pragul respectiv, atunci trebuie de repetat turul 1. Asta e dezastru și eu sper foarte mult. Sincer vorbind, asta eu acum îl văd că cel mai mare pericol pentru stabilitatea bugetar-fiscală și în general economică Republica Moldova, perpetuarea acestei situații cu procesul electoral.
De ce cu FMI la noi este totul, zicem, în proces? Eu sunt foarte optimist că până la sfârșitul anului noi vom avea program cu FMI.